Bună seara! Bună seara, bună seara, dragi prieteni din Alba și din Alba Iulia! Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, liderilor din Alba, ai Uniunii Social-Liberale, dumneavoastră, membrilor Partidului Național Liberal, Partidului Social-Democrat, Partidului Conservator, dumneavoastră, celor care ați crezut în această construcție politică, Uniunea Social-Liberală. Fără susținerea dumneavoastră, fără încrederea dumneavoastră, nici eu, nici Victor Ponta, nici unul dintre noi n-am fi reușit ceea ce știm azi că s-a întâmplat, și anume înlăturarea guvernului pedelist-oudemerist. Le mulțumesc în mod special liderilor locali ai Partidului Social-Democrat și Partidului Conservator, care susțin și pe Teodor Atanasiu și pe Călin Potor ca pe proprii lor candidați. Vă mulțumesc, domnilor, asta înseamnă unitate adevărată. Așa fac liberalii, susținând candidați social-democrați în alte județe, și unitatea este secretul victoriei noastre până acum și de acum încolo. Păstrați unitatea aceasta și întăriți-o. Vreau să-i mulțumesc nu numai pentru cuvintele de apreciere, care sunt foarte prețioase pentru mine, dar și pentru prezența domniei sale aici, pentru rezistența publică în numele unor idei. Vreau să-i mulțumesc celui care în an grei mi-a fost șef de guvern, vreau să-i mulțumesc din suflet lui Victor Ciorbea. Dragi prieteni, în 1996, cetățenii României au votat pentru prima dată o schimbare politică. Și atunci Ion Iliescu și PDSR-ul care guvernau au pierdut alegerile și au trecut în opoziție. În anul 2000, Convenția Democratică de atunci, Partidul Național Țărănesc, Partidul Național Liberal, am pierdut alegerile, Partidul Național Țărănesc chiar n-a mai intrat în Parlament, ne-am dat la o parte. În anul 2004, Adrian Năstase și PSD-ul au pierdut alegerile și au trecut în opoziție. În anul 2008, liberalii, am pierdut alegerile și am trecut în opoziție. Ce se întâmplă în 2012? Nu mai găsim la alegeri partidul care ne-a guvernat. Unde este PDL-ul? Unde este culoarea portocaliu? Niciun partid din România, cu toate păcatele pe care fiecare dintre partidele care au guvernat România l-a avut, n-a avut atâta lipsă de curaj, atâta lipsă de onoare, atâta lipsă de respect față de alegători, încât să nu se mai prezinte la judecata alegătorilor. Țărăniștii nici n-au mai intrat în Parlament, dar n-au fugit la PSD și s-au prezentat cu culoarea lor și cu ochiul, cu simbolul istoric al partidului. PSD-ul a pierdut în 2004 alegerile, dar n-au fugit la liberali și s-au prezentat cu trandafirii lor, cu numele lor și au pierdut alegerile. Noi ne-am prezentat în 2008 cu săgeata noastră, am pierdut alegerile, am rămas în opoziție. Cine e singurul partid care n-are curajul și demnitatea de a mai da ochii sub numele lui și sub culoarea lui cu alegătorii? Ăsta este Partidul Democrat, zis liberal, partidul lui Băsescu. Rușine! Vrem să știm despre acești oameni care ne-au guvernat,
care au mințit, care au furat, care și-au bătut joc de cetățenii acestei țări, de tineri, de bătrâni, de bugetari, de privați, de femei, de bărbați, de toată lumea, în afară de clientela lor. Vrem să știm unde sunt. Vrem să știm cum îi cheamă. Vrem să știm pe cine reprezintă. Astăzi trebuie ca domnul Hava sau domnul Dumitrel, ca și ceilalți domni, să vină frumos în portocaliu, să ne spună dacă sunt pedeliști sau ungureni, să ne spună cum au stat ei cu Băsescu cot la cot și cum l-au sprijinit pe Boc atunci când vă tăiau salariile, când vă tăiau pensiile, când măreau TVA-ul, când omorau și desființau locuri de muncă și întreprinderi mici și mijlocii, atunci când își băteau joc de opoziție și de toată lumea care nu era cu ei. Astăzi însă dânsii apar în Alianța pentru Mureș, în Alianța pentru Alba, în Verde, în Albastru, în orice, în afară de portocaliu. Și trebuie ca noi, dumneavoastră, cetățenii României, să scoateți complet din scenă prin votul dumneavoastră acești oameni. Ei nu merită să fie nici măcar în opoziție. Pentru că în opoziție stă cine are demnitatea să spună: ăsta sunt, am guvernat cu bune, cu rele, judecați-mă. Ei n-au această demnitate și nu mai au ce căuta în jocul democratic. Eu sunt alături de dumneavoastră și de candidații Uniunii Social-Liberale în această seară cu fruntea sus. Pentru că noi vom face guvernul, că noi vom conduce această țară, asta s-a întâmplat. Rețineți acest lucru, aveți încredere, aveți curaj până la capăt. Acum două luni, Traian Băsescu îl batjocorea în mod nedemn pe un om politic care conducea cel mai mare partid de opoziție. Își bătea joc de el, îl făcea copilot și spunea că niciodată nu o să fie în stare să conducă nicio mașină, dar o țară. Iar astăzi Traian Băsescu a fost silit de voința dumneavoastră să-i se adreseze împreună, că vom rămâne împreună, că Ponta va fi prim-ministru, că noi vom face guvernul, că noi vom conduce această țară, asta s-a întâmplat. Rețineți acest lucru, aveți încredere, aveți curaj până la capăt. Acum două luni, Traian Băsescu îl batjocorea în mod nedemn pe un om politic care conducea cel mai mare partid de opoziție. Își bătea joc de el, îl făcea copilot și spunea că niciodată nu o să fie în stare să conducă nicio mașină, dar o țară. Iar astăzi Traian Băsescu a fost silit de voința dumneavoastră să-i se adreseze respectos: bună seara, domnule prim-ministru! Asta este, pe scurt, istoria. Există oameni care știu să fie mari și tari, care știu să fie aroganți, care știu să se comporte în țara pe care o conduc ca pe moșia lor numai atunci când au puterea. Când nu mai au puterea, dispar, fug, nu mai știm unde sunt, cine sunt, cum îi cheamă. Și există oameni de caracter care și când e bine, care și când e greu, care și când suntem la putere și când suntem în opoziție, înțeleg ce înseamnă respectul, solidaritatea, prietenia și devotamentul. Să fim astfel de oameni, să fim astfel de oameni la putere, așa cum am fost împreună în opoziție. Îi cunosc bine pe cei doi oameni care sunt cei mai importanți candidați la aceste alegeri locale din Alba, pe Teodor Atanasiu și pe Călin Potor, cum îi cunosc pe mulți dintre ceilalți candidați
cărora de asemenea le urez succes și pe care îi felicit că aici, într-o zonă care a fost considerată ca feudă APD-ului, au avut curajul să fie în opoziție, să stea în față și au acum curajul să candideze, pentru că nu le va fi ușor. Pe Teodor Atanasiu îl știu de mulți ani, nu mai vreau să spun de câți, că încep să-mi dau seama că am îmbătrânit și eu și el. Și întotdeauna el a fost un om care a avut și are două lucruri rare în viața politică. Are curaj și are personalitate. Și Teodor Atanasiu, care a fost în România ministru, și nu orice ministru, ci ministru apărării naționale, ministrul armatei României, care a fost președinte al AVAS-ului, Agenția de Valorificare Activelor Statului, care n-a lăsat în urma lui niciun scandal și nici măcar o bănuială de corupție, care a avut curajul să se lupte cu Băsescu și clica lui atunci când era în guvernul României. Teodor Atanasiu este omul care are curajul să vă propună proiecte îndrăznețe și care va avea curajul să dea ochii cu dumneavoastră și să vă spună cât din aceste proiecte a reușit să facă. Doctorul Călin Potor e un om pe care l-am cunoscut mai de curând decât pe Teodor Atanasiu, dar pe care l-am cunoscut în Parlament și la care am admirat același lucru, caracterul, pentru că el a avut puterea de a face o alegere atunci când nimeni altcineva n-a făcut-o și când a spus: eu reprezint aici oamenii din Alba Iulia și oamenii din Alba Iulia nu mai vor ce face acest guvern, acest partid. Rămân alături de ei, chiar dacă plec de la putere. Și-l admir pentru energia, pentru curajul, pentru capacitatea lui de a crede. Pentru că eu l-am întrebat atunci, e ceva vreme de atunci, și PDL-ul credea că va moșteni pământul? Nu era în situația de acum. Și l-am întrebat atunci: ce faceți, domnul doctor? La ce candidați? La primărie? Cum? Contra lui Hava? Da. Și aveți vreo șansă? Oricâte șanse am, voi câștiga. Și iată că astăzi e aproape să aibă dreptate. Eu atunci mărturisesc că m-am îndoit. Dar am înțeles că e un om care se va bate, sincer, drept, onest, cu toate puterile lui. Și atunci am înțeles că, deși nu-s din Alba Iulia, va fi și candidatul meu și este și candidatul meu la primăria din Alba Iulia. Depinde de dumneavoastră să fim victorioși. Depinde de dumneavoastră ca în 11 iunie, în județul Alba și în Alba Iulia, să avem schimbare, să avem o schimbare care va avea loc în toată țara și să avem împreună prilejul de a spune: pornim la un nou drum. Dragii mei, drumul acesta pe care pornim, am pornit la București, la Palatul Victoria. Vom porni în toată țara la alegerile locale, și la Alba Iulia, și la Alba. Și vom porni în toamnă la alegerile parlamentare. Nu este un drum pentru liberali sau pentru socialdemocrați sau pentru conservatori, pentru Atanasiu, pentru Antonescu sau pentru Potor. Este, dacă putem să-l croim și să-l urmăm, un drum marcat de culorile partidelor noastre împreună: roșu, galben, albastru. E un drum pentru România. Doamne ajută! Victorie! Mulțumim, domnule președinte Crin Antonescu! Mulțumim că cu demnitatea dumneavoastră ați venit aici!